Bună ziua, dragi prieteni din balanță! Haideți să vedem la balanță pentru domni, pentru bărbați, da? Pentru domnii, să vedem domnii ce fac în dragoste, în ianuarie. Dacă vreți și vă place, o să vă fac în fiecare lună. Nu știu acum ce vă interesează, dragostea, banii, vă fac de dragostea deocamdată. Aici arată că faceți acte pentru căsătorie sau pentru, da, pentru căsătorie. Balanțele. Deci faceți acte pentru căsătorie sau pentru a vă muta la o persoană, la un drum. Vă gândiți la cineva, comunicați cu această persoană, aveți șanse. Mergeți la această persoană undeva la un drum cu mare bucurie. Trebuie să aveți grijă pentru că, adică, este o persoană puțin șireată care vrea să vă pună piedici. Uite ce piedici vrea să vă pună. Ca să nu vă împliniți acest vis, dar nu are nicio șansă. Nu are nicio șansă. Dumneavoastră, această femeie, deci poate că o să aveți ceva neînțelegeri din cauza acestei vulpi de aici. Aproape pe punctul de a vă despărți. Da? Dar nu arată să vă despărțiți. Este cineva din casa ei care nu vă vrea. Deci asta se poate. Deci la domnii din balanță aveți o soacră care nu vă vrea sau eu nu știu. O sora ei sau cumnată sau ce aveți dumneavoastră. Sau o altă femeie care ați avut-o, care vă vrea înapoi și care ar face orice să vă aibă înapoi. Și vrăj vă face, să știți. Dar nu îi reușesc. Nu o să vă aibă înapoi acea persoană. Eu văd că vă împliniți un vis de dragoste care îl aveți cu cineva, în ciuda acestei femei, care poate aici răscruce înseamnă, poate să fie o vrajă sau... Și aici, cu cine vreți dumneavoastră să fiți, o să fiți. Uite, 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 uite ce vreți să face femeia asta. Este cineva din casă, unde a stat sau unde veți sta sau nu știu. Cineva de pe lângă casa dumneavoastră sau... Oricum, sunteți hotărâți să faceți acte parcă de căsătorie, cu șansă mare, cu împlinire. Dacă sunteți singuri și nu aveți pe nimeni, înseamnă că veți descoperi un secret sau veți descoperi că cineva vă iubește sincer. Că cineva vă iubește sincer. Și că o să trebuiască să vă decideți ce să faceți. O să trebuiască să alegeți între două persoane și asta se poate. Persoana pe care o să o alegeți, deci parcă ambele persoane nu sunt ok. O a treia este bună. Asta nu știu. Asta dumneavoastră trebuie să depinde acum depinde de situația dumneavoastră, da? Dar arată că aveți posibilități și șanse cu mai multe persoane. Așa. Haideți să vedem acum în aceste cărți pentru balanțe, pentru domni. Haideți să vedem. Spune că dumneavoastră parcă sunteți în căutarea cuiva.
În căutarea marii dragoste, că dragoste, tot timpul căutați relații noi pentru că nu sunteți mulțumiți de persoana cu care sunteți sau simțiți atracție pentru alții, altele, pentru... Dar spune că persoana pe care o căutați deja o ați întâlnit-o. Spune că trebuie să vă eliberați, spune că sunteți atrăgători. Aveți o energie foarte bună. O să mergeți într-o călătorie sau ca într-o lună de miere cu partenera. Dacă sunteți în pereche, vă va fi foarte bine. Vă retrageți împreună. Foarte bine pentru cei care sunteți în pereche, în balanță. Nu vă despărțiți de această persoană, cei din balanță. Aveți sentimente romantice și romantism, călătorie sau vă simțiți ca în luna de miere. Dragoste adevărată pentru cei în pereche. Pentru cei singuri, spune că vine o căsătorie în viața dumneavoastră. Un suflet pereche și că să vă persoana care o întâlniți trebuie să vă împărtășiți cât mai multe despre viața dumneavoastră ca să vă construiți o bază, să vă cunoașteți unul pe celălalt, da? Cam asta a fost pentru cei din balanță. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.